Am văzut că a început, nici n-am mai încercat. Am vrut să o prezint pe Rutur în invitata de astăzi, care, așa cum ați văzut probabil în invitație, este de la Universitatea din Haifa. Este specialistă renumită în fotografie. De altfel, a și fost de curând la Londra, unde a avut un eveniment extraordinar și cu expoziție și cu prezentarea pe care o veți vedea astăzi. Ne-am bucurat că a putut veni, că ne-a onorat cu prezența și sperăm că într-un viitor apropiat să avem și expoziția, care circulă în România, dar n-a ajuns încă în București. Și ne-am propus să o aducem la muzeu și sperăm că reușim în viitorul apropiat. Evident că veți afla imediat ce va putea fi adusă. Și am dorit ca, să zicem, să sărbătorim mica unire cu imaginea Ierusalimului. Pentru că astăzi am profitat de faptul că e zi liberă și ne bucurăm că în ciuda vremii ați reușit să ajungeți. Așa că, fără prea multă întârziere, am să-i dau cuvântul doamnei Rutoren și la sfârșit vă invităm să adresați întrebări, comentarii, pentru că este cu atât mai important să avem și reacții, nu numai o prezentare. Rut? Seara. Întâi, mulțumesc doamnei Felicia Waldman pentru că m-a descoperit și m-a invitat aici și mulțumesc foarte mult, și mai mult, întâi, domnului profesor Marian Petcu, care m-a descoperit acum 10 ani exact. În 2009 am revenit în România după ce n-am fost aici. Am revenit ca profesor universitar la conferința 25 de ani de la înființarea Facultății de Jurnalism, după ce nu am călcat, așa se spune, nu am călcat România 50 de ani. Așa că și nu prea știam românește, m-a convins să învăț românește. Și acum, două luni, am și primit pașaportul românesc, pot să vă spun. Asta este așa. Și chiar sunt foarte emoționată pentru acest eveniment de astăzi chiar aici. Sigur, sunt foarte obișnuită să țin conferințe câte și câte, dar să vorbesc despre Ierusalim la Muzeul Orașului București e ceva important. Și vreau să adaug un mic incident care mi s-a întâmplat azi dimineață. Așa, mă scuzați, poate nu o să fie chiar înțeles de toată lumea. Intru într-o cofetărie, vorbesc destul de bine limba, cumpăr prăjituri la pachet ca să le aduc acasă, le spun doamnelor, ambalați-mi bine că le iau la avion, dar unde locuiți în Israel? Dar și cum vă îmbrăcați acolo cu din aia neagră pe față și vorbiți arabă? Zic, nu, vorbim alte limbă ebraică. Zic, nu, și dar ce haine? Zic, putem haine made in China, la fel ca și dumneavoastră. Și, deci, sunt noțiuni confuze în populație. Eu vă spun dinainte, bineînțeles, reprezint punctul de vedere de gândire iudaică. Sunt evreică, am venit aici, este un univers arab, este un univers israelian, sunt multe și multe de spus. Iar Ierusalim, într-adevăr, e un subiect foarte complex. La cofetărie nu știau că a venit să vorbesc despre Ierusalim, dar se mira cum nu știu araba, nu știu araba. Nu că nu știu, poate că știu, dar nu vorbesc araba. Merge? Merge, merge? Ah, ok. Acum, îmi permiteți, iau loc, facem șezând, mi-e mai ușor, e biroul puțin la jos, la un moment dat mă voi ridica din nou. Și, da, domn profesor, da? Bine, vedeți? Se vede bine? Da, ok. Ierusalim văzut de fotografise. De altfel, această conferință a fost susținută acum câteva luni și la ICR Tel Aviv și așa am încercat publicul să vedem cum merge treaba. E foarte complicat. Eu sunt cercetător de fotografie, dar de fotografie, ca să fii cercetător serios, trebuie să te oprești la o anumită etapă, pe un anumit punct. Eu am cercetat fotografia israeliană din punctul de vedere evreiesc, pentru că așa am avut acces la arhive din secolul 20.
Secolul XIX e complet toată poveste și m-am documentat, m-am informat din publicații care au fost create înaintea mea și chiar după mine. Eu am cunoscut și veți vedea când ajung la etapa respectivă și cunosc personal unii fotografi, dar cunosc foarte bine importanța acestui mediu. Și mediul fotografic începe în 1139. Aceasta este o imagine desenată, e o grafică, o gravură. Cineva o cunoaște? Ați văzut-o vreodată? Este prima imagine făcută în momentul când s-a declarat invenția fotografiei, în august 1839. Așa. În 1839, acești doi oameni, Nice Fornieps și Jacques-Louis Mandel, Jacques-Louis Mandel Daguerre, se chema numele, au anunțat în public această invenție în cadrul Academiei de Arte a Franței. Au anunțat în public și au dat liber spre folosință pentru a avea pensie pe toată viața, fără drepturi de autor asupra invenției, și această tehnologie imediat a prins, cum se cheamă. A doua zi au fost deschise la Paris, înființate vreo 500 de studiouri de fotografi. Cei care erau pictori și pictau pentru publicul burghez în casele oamenilor, imediat au zis, ok, de astăzi, from today, painting is dead, prima expoziție a fost făcută de astăzi, pictura burgheză a murit, acum vom fotografia persoanele, vom crea portretele de familie prin fotografie. Și fotografia s-a dezvoltat din acel moment pe mai multe direcții. Iar una din direcțiile, veți vedea mai departe, în urma unor dezvoltări culturale și tehnologice, pe atunci, chiar la scurtă vreme după invenție, a început să se creeze o industrie de publicare de carte, albume, tipărituri diferite, asta mai mult în Anglia cu tipăriturile, mai puțin în Franța. În Franța imediat se creau o industrie întreagă de cărți de vizită. Oameni politici aveau cărți de vizită, ca și astăzi, în loc să ne scriem numele, ei dădeau fotografiile lor, le împărțeau. Așa, și albume, tipărituri care prezentau publicului occidental imagini exotice ale lumii din locuri unde numai puține persoane puteau să ajungă. Și bineînțeles, printre aceștia, primii care au avut inițiative au fost cei care plecau în Orientul îndepărtat, în Orientul Mijlociu și în Țara Sfântă, cu Ierusalimul în centrul atenției. Și pentru ce? Începând cu invenția mediului, fotografii europeni, catolici sau protestanți. E important pentru cercetător de a face această deosebire, pentru că s-au găsit în cercetări serioase, s-au găsit deosebiri printre atitudine diverse între catolici sau protestanți. Erau francezi, englezi, germani, italieni, armeni. De asemenea, fotografi americani au început să viziteze Palestina, Țara Sfântă, vedeți, în calitate de călători. Stăteau o vreme, se așezau, unii mai stăteau mai mult timp pe urmele lui Isus. Sau în vederea unor explorări, și asta e altă direcție, explorări științifice, sau pentru a cuceri locurile. Unii dintre ei chiar au rămas la Ierusalim pentru o perioadă mai îndelungată. Aparatul fotografic, am fost întrebată ce cred eu despre fotografie, produs al universului științific, a fost adus din Occident, de la Paris și din Anglia, pentru că au fost și pionieri ai fotografiei paralele în Anglia. În Anglia, dar ceva mai târziu, 1844, vorbim de un pionier pe care nu l-am pus aici, Fox Talbot, care a inventat, invenția lui de fapt a rămas valabilă, mai valabilă pentru noi astăzi, pentru că el a inventat clișeul, adică se poate reproduce. A făcut așa fel încât a creat imediat în 1844 o carte cu fotografii lipite, 300 de imagini. A tipărit 300 de volume din acea carte. Deci, Țara Sfântă și în special Ierusalim, pentru a dovedi, aici începe. Au fost încercări de a dovedi în mod obiectiv, adică aparatul fotografic e ceva obiectiv, pentru că are obiectiv, a dovedi existența fizică acestui spațiu
care era în imaginația, în imaginația occidentală, locul din Biblie. Care e Biblie? Care e loc? Unde e aia? E ceva undeva. Astfel, pentru a dărui noi puteri credinței, undeva în secolul XIX începea să scadă credința și atunci cu aceste imagini au fost dovedite. Uitați, în locul acesta a fost Iisus. Uitați pietrele, uitați arheologia, uitați bisericile, uitați locurile sfânte. Ele există cu adevărat. Sau, ce asta adaug, pentru a satisface un apetit colonialist care a început în secolul XIX, marile imperii colonialiste, englezii, francezii și alții și alții, pentru Orientul Mijlociu. Dar, în plus, asta este corect și pentru zilele noastre. Orașul Ierusalim a oferit și oferă celor cu sensibilități și talent artistic prilejul de a exprima în cuvinte sau în imagini atitudini diverse față de acest oraș sfânt pentru cele trei religii monoteiste, Axis Mundi. Axis Mundi, un termen folosit de mulți filozofi și vă îndrum către scrierile în România ale domnului Andrei Marga, profesor Marga, puteți citi părerile și filozofia domnului exprimate în ultimii ani, foarte ușor de citit, despre ideile despre Rusalim. Aici trebuie să vă spun ce înseamnă sensibilitate și talent artistic, prilejul de a exprima. Fotografi, ca și pictori, își caută teme, își caută, și asta este adevărat, în turism ne căutăm locuri unde am putea crea fotografii interesante. Asta în termen modern, iar Ierusalimul oferea tot felul și chiar oferă și în zilele noastre. Dacă vrem să facem o excursie interesantă pentru fotografie, haidem la Ierusalim, că avem acolo, avem și avem. Pentru mine, o excursie interesantă este București, de a fotografia. Găsesc tot felul de găuri și găgăuni. De la început, fotografii au privit orașul prin diverse dimensiuni, istorie și cunoaștere, e una, valori religioase și culturale, cotidianul și localnicii, interacțiile sociale sau conflictele politice care întotdeauna erau acolo, prezența turismului, dezvoltare și înflorire economică, estetica peisajelor, loc de contemplare. Fotografiile publicate în albume, de unde le avem? Deci, în albume, imagini aflate în arhive instituționale sau în colecții particulare. Sunt foarte multe colecții. Una din colecțiile pe care chiar am vizitat-o, am solicitat-o, cum a spus doamna Batman, a fost colecția regală din Anglia, a fost la Windsor luna trecută. În colecția regală se află acolo destule fotografii făcute, achiziționate, originale, achiziționate de la fotografi care au colindat Ierusalimul în secolul XIX în cadrul unor călătorii nu numai special acolo, dar și pe toată zona Orientului Mijlociu. Deci au contribuit toate acestea la transformarea spațiului. Asta iarăși este o noțiune teoretică. Ce înseamnă spațiu? Un spațiu e o noțiune neutră care cu ajutorul unor creații, fie ele texte, fie ele poezie, muzică poate mai puțin, dar și muzică. Orice creație culturală creează un loc cu anumită personalitate, pe când un spațiu e neutru, e de la A la B, un câmp oarecare. Câmpul meu, pădurea mea, este când mă plimb în ea sau o fotografiez, o pictez, o cânt, o scriu. Și aici am ajuns, Iehuda Mihai, doresc să vă dau din punctul nostru de vedere astăzi, evreiesc, israelian, nu e chiar de astăzi, că Iehuda Mihai deja a decedat în 2004, Iehuda Mihai, marele nostru poet, are o poemă în care de fapt exprimă foarte, foarte frumos ce înseamnă Ierusalim pentru o persoană. Anul acesta, citim împreună, deci traducere Sebastian Costin, poet care în 1981 a scos această antologie, nici el nu mai este cu noi. Sebastian Costin a fost cunoscut foarte bine în România, la vremea respectivă, a emigrat în Israel, publica acolo. Anul acesta am călătorit departe să văd liniștea orașului meu. Un prunc își găsește alinare în leagăn, un oraș în distanțe.
stătusem în chingile dorului, jucasem jocul celor patru aspre pătrate ale lui Luda Halevi. Inima mea, eu, răsăritul, apusul. Acestea sunt noțiuni iudaice. Mergeți la cursurile felice și vă va spune ce. M-am întors în orașul acesta, în care depărtărilor li s-au dat nume de oameni și numerele liniilor nu sunt de autobuze, ci 70 după. 70 după ce? După nașterea lui Iisus. 1917 este anul când, aici vă traduc, 1917, când englezii au cucerit Palestina din mâinile turcilor. 500 înainte de era noastră. 48, 1948 este anul independenței Israelului. Acestea sunt liniile pe care se călătorește cu adevărat. Și eu, veți vedea, am împărțit expunerea în etape. Cel ce se întoarce la Ierusalim, pentru că Mihai a plecat o vreme și s-a întors, cel ce se întoarce la Ierusalim simte că locurile ce l-au durut au încetat să-l doară. Dar în toate rămâne un avertisment abia simțit, ca un val ușor, mișcător. Un avertisment. Aici mai am o strofă, încă ceva. Ierusalim, aici e ceva puțin ironic, e o poemă foarte lungă, am ales doar atâta și aici vreau să mă adaug încă ceva, încă o strofă scurtă. Cu ce încheie el? Cu ce încheie el? Ierusalim, singurul oraș de pe lume unde li s-a dat drept de alegere și morților. Știți ce e aici? Ei vin acolo cu acte false, tot și se votează și în numele morților. Dar aici mai am o strofă. De Yom Kippur, în anul 5728, am îmbrăcat haine închise de sărbătoare. Aici e vorba de relațiile între evrei și arabi. Clar. Am îmbrăcat haine închise de sărbătoare și m-am dus în Ierusalimul vechi. Am stat îndelung în fața prăvăliei unui arab, nu departe de poarta Shechem, o prăvălie de nasturi și fermoare și măsoare de ață, de toate culorile și capse și catarame. O lumină zgârcită și multe culori, ca într-un chivot deschis. I-am spus în gândul meu că și tata avea o prăvălie ca asta, cu ață și nasturi. I-am povestit în gând despre zecile de ani și de cauze și de întâmplări că eu sunt azi aici și prăvălia tatei a ars acolo. Și el e îngropat aici. Când am sfârșit, era ora închiderii. El a tras oblonul și a puiat ușa, iar eu m-am întors cu toți credincioșii acasă. Sunt locurile acestea comune pentru toată lumea. Deci, mai departe, așa. Prima imagine făcută vreodată la Ierusalim. Este făcut pe muntele Muntele Templului, scris cu alt, Giron de Prangy, 1844, un daguerotip prins, făcut acolo de un fotograf francez. Asta este chiar așa, prima rămasă și cunoscută, Muntele Templului, asta se vedea atunci, în 1844. A mai venit și cineva înainte, puțin, dar n-a reușit, sticla, a venit cu sticlă, farța, stricat, mă rog, n-a reușit. Între anii aceștia, între 1844, după această imagine, și până în 1920, cărțile diferite menționează indexurile, catalogele menționează în jur de 300 de fotografii. 300 de fotografi pe grupări. Aici am dat câteva nume și câteva etape. Giraud de Prangy, cel primul francez, Maxime Ducamp, francez, Auguste Antoine. Anul aici nu e anul vieții fotografilor, ci timpul când au venit la Ierusalim și cât au stat acolo, între și între. Dacă au venit pe scurtă durată sau mai lungă durată. August Zaltzman, James Robertson și Felix Beato, sergentul Phillips pentru Palestine Exploration Fund, unii veneau din motive, nimeni din aceștia, în afară de August Zaltzman, nu era din motiv religios pur. Tot felul de motive și comerciale pentru biserici, pentru
pentru cercetările englezești, pentru rege, pentru regine, pentru cine fi. Francis Frick, un mare antreprenor în domeniul fotografiei din Anglia, Frank Mason Wood, Luigi Fiorillo din Italia, Louis de Fleur din Franța, Bernheim, Dumas, Tancred, Felis, Bonfils și Adrien Bonfils, greșeală de mare, Khalil Rad, fotograf arab în Palestina. Ani de lucru, dar aici și pe grupări. O mare grupă era fotografii armeni care în convent, mănăstirea, au înființat în mănăstirea armenească un soi de industrie a fotografiei. Toate aceste grupări pe care vi le aveți aici sunt fel de industrie de fotografii și, bineînțeles, fiecare din aceștia fotografia ce era important pentru ei. Pentru majoritatea din fotografii armeni și greci era important să fotografie pelerinii. Pentru ca să le vândă lor, veneau pelerinii și fotografiau la ei. Sau portrete. La consulatul rus din anii 1880, portretele și viața consulatului. Fiecare sunt întrebate, care e Ierusalimul tău? Fiecare din aceștia are puțin alt Ierusalim, care la oaltă se completează. Fotografii greci, așa cum vedeți, consulatul rus. Isaac Arabedian, ăsta era unul, era cel mai important fotograf al mănăstirei, dar și era preot. În 1850, puțin înainte de 1860, s-a îndrăgostit de o frumoasă călugăriță și s-a însurat cu ea, atunci a fost expulzat și din meserie și din mănăstire. Ok, mai departe, alții. Orfeliniatul Schneller, vedeți aici, era un orfelinat sirian cu predominanță și conducere germană. Deci aici două epoci foarte despărțite. E vorba de albume care au fost găsite. Iar în acest album, în 1932, vedeți că am ieșit puțin din secolul 19. Aici se vede viața orfelinatului, dar aici se poate vedea, se spune, eu n-am văzut, activitatea nazistă în cadrul acestui orfelinat. Pe urmă, custodia franciscană, biserica americană, școala dominicană, colonia americană. Ăștia erau o industrie foarte importantă de fotografie la Ierusalim. Dar vă las, nu vă dau atâtea și atâtea nume, ci hai să începem cu imaginile. Și imaginile, unele, eu nu le știu chiar exact cine le-a făcut și le-am aranjat aici, în expunere, nu într-un fel sau altul, nu chiar cronologic, ci mai mult tematic. Le-am aranjat așa pe epoci, sigur, vorbim aici de epoca aceasta până la sfârșitul secolului XIX, care erau imaginile importante ce atrăgea. Înțelegeți că din toți ăștia se combina acest Ierusalim sfânt pentru religia, în special creștină, dar și moschea, bineînțeles, da? Această fotografie, unele le-am luat din cărți, unele le-am luat de pe internet și numai așa puțin, nu mai știu exact cine, dar știu asta, iese de la American Colony, ceva mai târziu. Am pus aici, ca să vedeți ce se află pe muntele, muntele? Muntele Templului, așa. Uitați aici altă fotografie, Robertson în Beato, muntele Templului și ăsta e zidul plângerii și toate clădirile și biserici de jur împrejur. Deci, sigur că exista în incinta Ierusalimului o inimă care atrăgea, fiecare venea în partea lui, dacă era renovată o biserică anumită, sigur că era această biserică mai mult și mai mult fotografiată și cât puteau să facă, Robertson și Beato, panorama, asta e scoasă dintr-o carte care aparține, mi s-a dat această pagină din cartea aceasta, un album care aparține Muzeului Rockefeller din Ierusalim, Muzeul de Arheologie. Au și ei o colecție de ale lor, fiecare, am să răspund după aceea care sunt colecțiile importante. Deci, se poate vedea aici zona cea mai atractivă. Aici este Muntele Templului și vom vedea imagini, alte imagini. Fotografia aceasta este Maxim Ducamp, dacă vă spun, 1850. Fotograful Maxim Ducamp, mi-am notat aici, mai departe, deci, și din altă parte, dar această temă nu este a început,
început și le este abandonată chiar până în zilele noastre, veți vedea mai departe. Acum o fotografie foarte, foarte importantă, Francis Frith, 1860, se vede, ce vedeți aici, cineva din dumneavoastră recunoaște, cunoaște, aici ce vedem, este acoperișul mormântului sfânt. Începe și mormântul sfânt, bineînțeles, e fotografiat, ce fotografiat, ce fotografiat, bineînțeles și pelerinii. Dar ce se, vede, ce se poate vedea aici, că în cadrul acestui oraș vechi erau ruinele și nu a ezitat fotograful să pună în cartea lui, fotografia se află în colecția regală acolo, nu a ezitat să arate ruinele din spate. Sigur că se vede în alte fotografii importante, putem vedea mormântul sfânt chiar înăuntru. Chiar au făcut și, au creat, au realizat și ilustrate, colorate ale mormântului sfânt, dar nu au ezitat să arate și ruinele. Din punct de vedere protestant, din punct de vedere protestant, cercetătorii a fotografiei, nu vorbesc de teologia protestantă, dar legătura între teologia și protestantă și fotografia vorbește despre o dovadă a Bibliei, cum că țara este Palestina, e în ruine, evreii nu mai sunt acolo. Asta este una din explicații. Fotografia protestantă includea în imagini mai multe detalii ale peisajului. Era un peisaj mai deschis, cu mai multe detalii, pe când fotografia din surse catolice se apropia mai mult de obiect, de clădire și mai puține detalii și mai puține ruine goale. Mai puțină țară goală, mai mult dovada pe urmele lui Iisus. Iar la protestanți nu era pe urmele lui Iisus, ci în general pe urmele Bibliei. Un gen nou de fotografie de Clerc, Maxim de Clerc, 1859, a fotografiat pas cu pas, în sensul acesta, un gen nou, fotografia din secvențe. Pas cu pas, aici am ales numai două, sunt 14 stațiunile de pe Via Dolorosa, stațiune cu stațiune, Via Dolorosa, și vedeți, eu am ales mai puține fotografii cu persoane și atunci erau mai puține fotografii cu persoane, mai puține. De ce? Știți de ce? Întâi că pentru unele, să zicem, ținte, erau mai puțin importante persoanele, doar de fotografia era portretul un gen, iar peisajul alt gen, și persoanele, ca să le fotografiez bine, trebuia să stea bine pe loc câteva minute. Și dacă se mișcau, nu mai conta. Nu erau incluse în fotografii. Dar vedeți aici, puțin mai târziu, un fotograf italian, Fiorillo, Fiorillo este din ceva mai târziu, scrie aici, n-am scris anul. Mă rog, tot așa, 1870, cam atunci, este stațiunea a doua, vedeți că deja tehnologia face posibil a fotografia persoane. Cele ce se mișcau, persoanele ce se mișcau, n-au ieșit clare, dar totuși au îngenunchiat aici. Vedeți că aici este un grup de pelerini, e clar, sunt persoane înstărite, italieni care au venit, el a preferat fotograful să-i fotografieze din spate și apoi sigur că le-a vândut fotografiile lor. Era foarte, foarte de dorit să cuprinzi multe persoane în fotografie, că le vinzi multora. O altă fotografie, Dumas, fotograf care locuia, asta e o fotografie superbă, fotograf Dumas, tot 1860-70, vă spun că nu știu, 1870, da? Este, Dumas locuia la Beirut și ăsta era un sistem, locuiau la Beirut sau în Cairo și veneau pentru un timp scurt și rămâneau acolo, făceau câteva fotografii, se întorceau și le vindeau cu mult succes către, le vindeau în Occident, le vindeau în Europa fotografiile. Asta cred că este, American Colony, nu sunt sigură, am găsit-o undeva, nu am vrut să renunț la ea, cu toate că nu știu exact sursa, dar o temă, deci încă o temă care se repetă până în zilele noastre este Ierusalimul înzăpezit. Zăpadă la Ierusalim, mie îmi place zăpada și la București, dar la Ierusalim avem în fiecare an și ne facem că n-avem. În fiecare an avem vreo două zile, sunt fotografiate acele două zile, dar aici vă arăt cu multă plăcere aceste zgârieturi.
aceste mici imperfecțiuni. Ce sunt acestea, știți? Cu mare plăcere vi le arăt. Cineva știe? E semn că este clișeu de sticlă și e printat din sticlă și printurile din sticlă au aceste semne și puteam să corectez și să scot, dar nu, să vedeți că este făcut din original. Ierusalimul înzăpezit și aici vedeți, sigur, cupola, mormântul sfânt, din altă direcție, din altă direcție și privirea acum spre Ierusalimul îndepărtat. Deja avem aici Augusta Victoria, ospital, e în afara orașului vechi. Orașul vechi se termină undeva aici, aici departe, pe muntele Scopus. O altă imagine care e făcută din partea de răsărit a orașului și vedem din răsărit spre apus și se vede în afara orașului, se vede cetatea veche, iar fotograful acesta, ca să nu uit, James Robertson și Beato Felis. Ce important este în acest fotograf, care numele lor deocamdată nu vă spune mult, dar cine a făcut cercetările, cei care sunt specialiști în fotografie respectiv, au analizat, de pildă, eu am putut vede prin Frieze, numai pe Frieze, când am văzut albumul la Londra, la Windsor am fost chemată, am putut vedea sistemul de lucru, cum au luat fotografiile punct cu punct. Eu cunoscând locul geografic, aha, s-a mișcat omul de aici, fotografia doar de acolo, de acolo, de acolo. Numai cine știe locul, cine cunoaște locul, poate înțelege această procedură de lucru. De altfel vreau să vă spun ce înseamnă să cercetăm fotografia, procedura de lucru, ca și în literatură. Se cercetează diferitele versiuni ale autorului. Dacă avem o ladă cu manuscrise de Eminescu, sunt cercetate toate. În fotografie și acest lucru, care a fost fotografia aleasă spre publicare, când avem arhivă, sau dacă un fotograf face o serie, cum a schimbat, ce a schimbat. E foarte interesant pentru cercetări de a avea o arhivă întreagă în mână. Și asta e ceva rar. Un alt loc, asta este din arhiva Bonfils. Veți vedea că mai târziu vă voi vorbi de fotograful, nu chiar vorbesc despre ei, dar o familie de fotografi Bonfils, care au venit din Franța, din Marseille, s-au așezat la Beirut, cei mai mari, probabil, ai secolului XIX, mai în cantități, că au locuit la Beirut din cauza de astmă. Și câteva, două generații au avut acolo un aer mult mai bun și mai curat și de acolo aveau și făceau expediții, o industrie întreagă. Bonfils, țineți minte, Felix și Adrian Bonfils, i-am dat ani mai înainte, care au creat o industrie imensă, inclusiv și cărți poștale și colecția lor Bonfils se află astăzi, dacă nu greșesc, în mâini particulare, bineînțeles, și o mare parte se află în Library of Congress. Library of Congress este o bibliotecă imensă care menține foarte multe fotografii istorice. Și odată vom vorbi și despre istoria fotografiei din București. Ok, uitați, tot așa, și făcut ilustrate, pictate de mână din Bonfils. Pictate de mână, vedeți ce calitate impecabilă. Ilustrate făcute, deja spre sfârșitul secolului XIX, se putea fotografia foarte clar, acestea sunt ilustrate, colorate de mână, nu fotografie pe culoare, în incinta Sfântului Mormânt. Aici vedem biserica luterană din Ierusalim. Ok, și sigur, tot din aici, American Colony, o altă grupă care tot așa s-a așezat la Ierusalim, câteva generații, o industrie întreagă, American Colony, cu siguranță toate imaginile se află în colecția Library of Congress. Persoane, dacă vorbim de persoane, sigur au fost așezate, au fost puse, oamenii, locuitorii orașului, meseriile orașului, popoarele orașului, cine erau localnici, deci populația arabă, cerșetori, bolnavi. De altfel, în acel timp, cam în secolul XIX, bine, imediat vă spun ce, ca să nu uit. Ok, peisan Mulan, Mark Twain a călătorit în Ierusalim. Mark Twain descrie Ierusalimul ca un loc groaznic, plin de sărăcie, boli, murdărie, etc.
foarte departe de imaginile, să zicem, sacre și de imaginile spirituale pe care le-au dorit alții. Meseriile, vedeți că sunt, câteodată sunt folosite pentru unele fotografii cam aceleași persoane. Erau modeli, modeliști, care trebuia, care umpleau, este aceeași fotografie ca dinainte, dar este făcută ilustrată și colorată. De multe ori vedem într-adevăr aceleași persoane și sigur, aici chiar este semnat, Bonfils, este semnat evreu din Ierusalim, prototipul locuitorilor, evreul, arabul, săracul, bogați nu erau. Ok? Și vedeți din același tip făcută o ilustrată, colorată. Secolul XIX, bineînțeles, este Zidul Plângerii. Zidul Plângerii, această fotografie, fotograful italian Fiorelli și alții, Zidul Plângerii, ca și, nu, Loretta, Fiorelli, Loretta, unul din misiunea, o misiune venită din Italia, 1875. Zidul Plângerii este, a fost și este și va fi fotografiat la nesfârșit, în toate anotimpurile, cu tot felul de personalități. Vedeți că atunci Zidul Plângerii era un loc strâns, era așa un fel de o străduță strâmtă și plus că nu exista pe atunci despărțire între partea feminină și masculină, cum este astăzi. Astăzi nu este un amestec, cine nu știe dintre dumneavoastră, nu se amestecă populația. Se păstrează deosebirea între bărbați și femei și este un spațiu deschis, îl vom vedea în fotografiile moderne. Zidul Plângerii, altcineva, în altă epocă, Coarelli, alt fotograf, vedeți, deosebire de ani și ani, cam același lucru, aveau niște puncte. Aici în partea aceasta, pardon, în partea aceasta este un zid aici. Deci era o străduță așa strântă, astăzi aici, unde e portița asta, sunt unele noi excavări foarte interesante de dedesubt. Orașul vechi, orașul roman care trece de dedesubt, se poate vedea de aici. Dar nu mai există acest zid aici. E un spațiu imens deschis. Ok, femeile, altă dată, în altă zi vedeau femeile, alte locuri. Ieșim din zona muntelui templului și ne îndreptăm spre partea de vest a orașului, sud-vest. Și partea asta se cheamă Poarta Iafo. Când vă plimbați la Ierusalim, țineți minte, Poarta Iafo este una din porțile de jur împrejurul orașului, cea mai solicitată, cea mai fotografiată, că e plină de viață, plină de comerț și duce la mai multe locuri. Intrarea foarte cunoscută, asta e de dinăuntru. Baba este, cum să nu? Nu s-a demolat. Poarta Iafo? Poate poarta, fizic poarta. Nu. A, ușa. S-a demolat altceva, veți vedea. A fost o dată, aici a sus un ceas. Nu există așa ceva de partea aia. Vedeți aici, interesant, oamenii care se mișcau, așa ieșeau, ca niște fantome. Poarta aia, acum de afară, în afara porții, asta nu mai există. Aici, astăzi, e un loc de, ba da, e o stație de taxiuri. Și încă cum? Era un hotel odinioară. Asta e poarta. Nu există ușa? Ba da, există. E de fier. Nu e închisă niciodată. E deschisă, are așa niște ținte mari de fier, e poarta Iafo. Iafo, 1900, vedeți, la 1900, nu știu cine, de la cine, probabil tot de la American Colony. Ei au publicat foarte multe fotografii, tot din cartea acestui muzeu Rockefeller. Aici, același loc, puțin din alt unghiu, așa, același loc. Aici vedem poarta Iafo, suntem aici, în fața porții, piața la Ierusalim. Ne apropiem ceva de 1900, vedeți, după hainele clienților, nu vânzătorilor, ci a clienților. Cămilele, bineînțeles, ok? Era, vedeți, în 1910 au clădit un ceas în memoria unui sultan, dar l-au demolat, cum am intrat englezii, tac, l-au demolat. Încă cineva, vedeți, mai multe surse, același loc, priviri diferite, de sus, de jos, de desubt, din față, din spate. Mi-a plăcut să fac această succesiune de imagini pentru că este același loc. Cine se plimbă la Ierusalim, și vă rog, veniți, că nu e greu. Cine se plimbă la Ierusalim, pelerin sau turist, nepelerin, se va opri în piața Iafo și va înțelege imediat orientația aceasta pe care mi-a plăcut foarte mult să vă aduc. Deja vedem aici dirijanse, mai astea, trăsuri mai elegante, mai elevate, colorate de mână,
această, aici era și un hotel odinioară, acum nu mai este, cred că da, ba da, este și acolo un hotel, mă rog, vedeți ceasul demolat din Bonfils, Bonfils, colecția Bonfils, foarte multe imagini din același loc, același loc, imaginea aceasta orientalistă care a tras Occidentul, asta a vrut să, au vrut, în afară de motivele religioase și motivul acesta arabic, milele, tot ce denotă Orientul cu mirasmele și cu, și cu porturile și cu hainele pe care eu nu le îmbrac. Ok, ăștia sunt o meserie care cred că până ziua de azi mai ține, care taie pietre. Nu, sunt pietre mari, uitați aici. Cu cioplitor, pietrar, se clădește. Am fost întrebată mai înainte, doamna a plecat, care este imaginea mea a Ierusalimului? Eu cred că piatra aceasta. Orașul făcut din piatră, imediat vom vedea și imaginile Ierusalimului în timpul mandatului englez. Englezii au venit cu o lege să se clădească numai din piatră. De aceea Ierusalimul, chiar modern, în continuare, rămâne înfățișarea aceasta de piatră sau măcar acoperită de piatră, care ține și la poluare, ține foarte bine. Ok. O imagine care asta a fost, cred că am folosit-o, nu aceasta, una asemănătoare, de reclamă la invitație, este lângă poarta aia, fost ceva mai încoace, o imagine spre sud, drumul care duce spre Betlehem. În jos, acolo, în depărtare, drumul spre Betlehem, iarăși cine se plimbă la Ierusalim, aici, după ce trece de cămilele, se află un hotel foarte frumos și se află Cinemateca Ierusalimului. Locuri foarte elegante astăzi, foarte scumpe. Sigur, sunt teritorii israeliene, astea fără nicio problemă, nici n-au fost niciodată în partea care a fost cucerită de iordanezi. Teritoriul israelian întotdeauna. Asta este imaginea care am dat-o spre publicare la această conferință. Wester și Myers din American Colony. Drumul e cam aceeași fotografie, drumul invers, puțin invers. Aici jos se cheamă bazinul sultanului. Sultan Pool, aici e bazinul, aici e poarta Iafo, aici. Deci Ierusalimul are acest farmec cu cetatea și locurile de jur împrejur. O fotografie, 1860, care ne arată dezvoltarea, aici începe, iarăși vedeți, semne de sticlă, dezvoltarea părții evreiești. Este prima clădire evreiască făcută în afara orașului vechi, în afara cetății. De altfel trebuie să citiți, deci eu vă povestesc ce vă povestesc, dar Mr. Google vă va povesti încă și încă povesti. Duceți-vă acasă, întrebați-i de istoria Ierusalimului pe etape, nu știu câte pagini sunt acolo, dar prima ieșire a fost aici, în clădirea aceasta, erau mici apartamente garsoniere, cu ajutorul Sir Moses Montefiore, un mare financiar evreu, Montefiore din Argentina, mă rog, a ajutat evrei să iasă din orașul vechi spre o anumită modernitate și a făcut și o moară care funcționa. Moara funcționa până acum, este un mic muzeu acolo și centru muzical. O altă imagine a acestui loc, cam în 1860, această fotografie, și biserica rusească, care începe să se clădească, creată imaginea de fotografi armeni, deja, care și ei, toți acești fotografi pe care i-am menționat, erau interesați să vândă fotografii la cine li se potrivesc lor ca și clienți. Isai Garabedian fotografiază, nu, Cricorian, ăsta e 1800, dar Cricorian, Garabet Cricorian, mai târziu, nu Garabedian, ci mai târziu, 1865, patriarh armean. Bineînțeles, fotografia patriarhii, dar și imediat veți vedea încă ceva. Un fotograf din acea epocă, printre primii fotografi evrei, religios, fotografiază tot în cadrul, în secolul, e deja sfârșitul, că eu am continuat, ați văzut epoca, până în 1920. De ce am luat 20? În 1917 a fost cucerită Palestina de generalul Allenby din mâinile turcilor. Dar în 1920, de facto, începe mandatul britanic asupra Palestinei și atunci
Putem vorbi de schimbări, într-adevăr, și modernizare. Până atunci, și sigur că fotografi care trăiesc în continuare, nu poți să le dai timpul, dar acest Tzadok Bassan, fotograf evreu, în cadrul comunității religioase, fotografiază viața, cimitirul, și am luat această fotografie ca să vă arăt în afara orașului, de jur împrejur. Deci, și asta, bucată cu bucată, bucată cu bucată, spațiile arătate, uitați din nou, este muntele templului, este aici undeva, aici, la nu știu ceva, este poarta Rahamim, poarta de unde va intra Masia când va reveni, poarta... Poftim? Poarta Mie. Poarta Mie, aici undeva, deci privim către, din partea de est, către oraș, privim către locul de unde va intra Mesia când va veni. Pentru evrei, n-a venit. Mă așteptăm. Fotografia acesta, Tzadok Bassan, și ca să vedeți ce înseamnă fotografia pentru donatori. Fotografiază cei ca să se roagă, tot așa, la Zidul Plângerii, dar a adus din adins aici, special, o grupă de enoriași care țineau o zi comemorativă a cuiva. Și ca să se arate că banii folosiți veniți din America, erau bani veniți din America, comunitatea aceasta religioasă, din orașul vechi, din Ierusalim, de altfel, la Londra vorbeam despre imaginea noului evreu. Aici vorbim încă de evreul care încă nu contribuie la viața economică, decât trăiește în comunitățile religioase și se roagă și primește donații, în special din America, mulți. Și e vorba pentru cimitire, e vorba pentru orfelinate, pentru asta, cantine publice, pentru case de bătrâni, pentru spitale în această comunitate. Și aici fotograful, sigur, pentru scopul, să arate donatorilor scopurile sau analiza artistic cu care vom veni, se poate suprapune la aceste imagini, pentru că sigur că fotograful, dacă încep aici o altă conferință despre uneltele vizuale, compoziție, lumină, sigur că acest fotograf le ținea foarte bine, le cunoștea și le folosea în scopuri de finanțări, filantropie, ok? Și vedeți, aceeași temă, multă lume, enoriaș, ce este aici? Este din American Colony, de la ei, evenimentul de spălare a picioarelor, eveniment creștin clar la intrarea în Sfântul Mormânt. Evenimentele astea repetitive, și aici vedem deja comunitatea, ăștia sunt armeni, cred eu. Așa. Și începe această epocă nouă, sub englez, 1912, începem acum. Voi vorbi și vă voi arăta, în special, epoca evreiască. Pentru că zona aceea, între ziduri, zona aceea religioasă, sfântă pentru populația creștină, continuă și până în zilele noastre, nu fotografiază altceva, nu se fotografiază altceva decât iarăși bisericile și străzile, și dacă se renovează o biserică, ok, o fotografiem, și dacă se clădește încă o poartă sau încă ceva, același lucru. În albumele, marile albume pe care le veți căuta chiar în zilele de astăzi, Țara Sfântă și Ierusalim și Țara Sfântă, vor fi același locuri. Pe când fotografia evreiască se desprinde și devine altceva, pentru că începe să se dezvolte un Ierusalim evreiesc. Atunci fotografia evreiască, care începe cam la 1900, arată noile cartiere, arată atmosfera, arată alte și alte obiective care continuă până veți vedea până unde. Ok, o stradă, strada Iafo, care este o stradă principală astăzi, e o stradă imensă, cu un tramvai, avea acolo un fel de tramvai, un trenuleț ușor, o stradă foarte dezvoltată, asta este o ilustrată cam la 1912, atunci. Vedeți, 1900, fotograful, numele fotografului pe aceștia îi cunosc, Iacov Bendov, fotografiază o școală, a fost înființată în 1905, Școala de Arte Bețarel, Școala de Arte pentru Populația Evrească, sigur, adică cine vrea poate să vină, dar Școala Evrească de Arte, și au avut, era un fel de chioșc, o galerie a lor, care au făcut, au format în ea, înăuntru, American Information Bureau, 1912. Vedeți? Deci,
deja o anumită atractivitate și pentru toată lumea, din toate punctele de vedere. Asta este de la fotografii armeni. Grigorian fotografiază o turistă, care turistă, știm asta, scrie undeva, e turistă, nu-i localnică deloc, se fotografiază, se îmbracă în costum, se costumează. Și asta era un gen, costumare în tip de localnic. Și, bineînțeles, foarte răspândită și veți vedea și foarte atractivă este fotografia aeriană, deja 1914, armata, înainte de vin englezii, armata germană au fotografiat, cum au putut, ci după război, 1917, imediat după cucerirea Palestinei din mâinile turcilor, dar încă n-au intrat englezii și vedeți, ăsta este Ierusalimul vechi, ăsta este muntele templului, care va fi fotografiat, deci vedeți, apare, iar Ierusalimul începe să se clădească în partea aceasta. Ăsta e Ierusalimul din afară, 1917, vedeți? 17. Vedeți cât de mult a crescut de la prima, aici cam undeva, ar fi prima așezare cu moara. Aici, deci fotografii evrei pe care îi cunosc, i-am cercetat, am văzut arhivele ani de zile, am lucrat în aceste mai multe lucrări, mai multe conferințe, mai multe expoziții, mai multe cursuri pe aceasta, am ales câțiva, dar aceștia între 1920 și 48, aceștia sunt cei mai importanți care locuiesc la Ierusalim și lucrează la Ierusalim, în afară de ăștia trei. Iacob Rozner e un fotograf care a și decedat târziu. Aici sunt anii aceștia, aici, nu sunt anii activității, ci anii vieților. Aici am vrut să vă arăt chiar că nu știm exact la ce vârstă a început să fotografieze și până când. Teodor Basan este cel din comunitatea religioasă. Iacob Bendov, cel care a fost legat foarte mult de școala de arte, chiar a fost profesor de fotografie în 1915, așa ceva, la școala Bețalel, aceea din Ierusalim, unul dintre primii și inițiator ai filmelor documentare. Pe urmă, Benor Calder, imediat veți vedea o altă imagine a lui, un fotograf care a venit, chiar uitați, a trecut până în 69, a venit cu fotografia, a venit din Europa, din Polania, din Galicia. A venit și a studiat în Palestina cândva și a venit cu ideea fotografiei artistice. Și-a puțin fumurie, puțin de atmosferă, mai puțin documentară și mai mult artistică. Alfred Bernheim, un mare fotograf al Ierusalimului, al fotografiei de arhitectură a orașului. Imediat veți vedea imaginile acestora. Iacob Shmuel Yosef Zweig a fost probabil cel mai important al epocii pentru că a lucrat în mod intenționat, special, sistematic, cu instituțiile naționale. Despre acestea, o conferință separat, este o teorie întreagă, instituțiile naționale din Israel, din Eretz Israel, Palestina, în denumirea ebraică Eretz Israel, două fundații mari naționale au inițiat, pur și simplu au inițiat crearea unor arhive de fotografie. Și câțiva fotografi au lucrat numai și numai pentru ei, printre ei este acest Shmuel și Yosef Zweig, veți vedea imagini. Pe urmă, Iacob Rozner, venit din Germania mult mai târziu, a murit tânăr, el va crea fotografia modernă de stradă. Vedeți, după aceea, Ierusalimul, ca orice oraș occidental. Benno Rotenberg, mai târziu, va deveni fotograf, fotojurnalist și va deveni un mare cercetător, un mare arheolog. Și Robert Capa. Cine n-a auzit de Robert Capa, care nu a fost în Israel, a murit în 54, fotoreporter, dar de origine evrească, și a venit în Palestina de două ori, în 48, am 2 ani, 48 până în 50, și a fotografiat și veți vedea câteva imagini. Deci imagini. Benor Calter, asta înseamnă fotografia de atmosferă, imaginea asta misterioasă, orientală, orientalistică. Imaginea orientalistică există, n-a dispărut. Imaginea puțin artistică este biserica rusească din spate ceva și lumina, umbra și lumina acestui Zweig, Shmuel Yosef Zweig, care dorea foarte mult și chiar reușit să fie considerat și fotograf
artistic de artă. Deci se desprinde fotografia artistică de cea documentară sau de cea religioasă. Tot Schmuel Iosef Schweig, dar aici el fotografiază lăcașul religios sfânt, dar interesează acest moment de acest fel de instantaneu. Și umbrele și luminile, mie 1932-33, a avut o expoziție în 33, cam printre primele expoziții de fotografie artistică din Palestina. Aici vedem impactul, vedeți Rockefeller Museum, impactul culturii britanice, impactul mandatului britanic asupra Ierusalimului se clădește enorm, se clădește foarte modern și muzeul Rockefeller, care până ziua de azi este activ, muzeul pentru arheologie, așa apare impozant și creația acelor timpuri. Vedeți acum, sunt anii după 30, 1938, cred, s-a terminat clădirea muzeului, așa arată în fotografia modernă, așa începe Ierusalimul să arate un oraș puternic și impozant. Crește din cetatea veche, iese afară și clădirile impozante ale vremii. Clădirile impozante ale vremii britanice. Aici ce este interesant, aici uitați-vă aici mai mult, spitale, dar aici se vede muntele Scopus și aici este un amfiteatru în jos, spre Ierihon, spre, de fapt, Marea Moartă, spre Est, de pe muntele unde se află astăzi Universitatea Ebraică. Coborâm în jos. Priveliștile cuprinse de fotograf cresc, nu numai orașul vechi sau numai unele străzi, dar și de jur împrejur. Iar aici vedem Bernheim, fotograful acesta, cum am spus, aceste două fotografii de arhitectură și orașul cum arată la 1940, Ierusalimul. Deja oraș puternic, impozant, clădiri moderne și aici fotografia de pe pedestreană, oamenii pe stradă, acest Iacov Rozner fotografiază lumea de pe stradă. Lumea de pe stradă sau casele moderne, aici e un cartier modern, a devenit cu anii foarte luxos, Rehavia în Ierusalim, cartier, vedeți aici clădiri joase, cu spații verzi între ele, sistem puțin englezesc, casele nu prea înalte, sigur că există, să știți, și o influență arhitectului Marcel Iancu în Palestina, foarte multe clădiri, a fost adusă ideea de clădire a la Iancu, dar la Ierusalim au făcut Iancu de piatră. Puțin orientalistic. Blocurile din Ierusalim, tot Rozner, la 1950, cam așa, ne întoarce puțin 1940, cum nu, din arhive englezești, soldați englezi, lângă zidul plângerii, dar interesant este zăpada. Nu renunțăm la zăpadă. În 47 însă încep conflictele, în 1947 începe atunci conflictul cel mare, războiul pentru Ierusalim, Benno Rotenberg, fotograf de presă, cuprinse aceste fotografii în unele cărți. În 1948, partea, cartierul evreiesc din orașul vechi a fost cedat, a fost pierdut de israelieni. În 48 a fost declarată independența, nici nu încep cu fotografiile acelea cu independența, că astea aparțin într-un fel, declarația a fost făcută la Tel Aviv, încă nu era vorba de declarație la Ierusalim. Ierusalimul a fost pierdut, cartierul evreiesc din Ierusalim, o parte întreagă, nu numai, tot orașul vechi, de fapt, a fost pierdut în favoarea iordanezilor până în 1967, când vorbim de recucerire, unire sau depinde cum, în ce termen folosiți. Ok, în această epocă, poftiți, în 48, acest loc, imaginea Ierusalimului, Bevingrad, a fost o luptă crâncenă în Ierusalim. Bevin era șeful statului englez, din partea englezilor, și-a pus sârmă ghimpată. Multe străzi. Centrul orașului, reprezentativ pentru centrul orașului, în 1948. Cartierele de jur împrejur, cine menționează și scrie foarte frumos, sunt mari autori, care au scris despre, puțin mai târziu chiar, despre frumusețea cartierelor din Ierusalim, mare autor, Schmuel Iosef Agnon și, bineînțeles, Amos Oz. La Amos Oz aveți pagini întregi, am plecat.
Cine va citi aceste pagini ale acestor autori, cu multă finețe descriu atmosfera cartierelor, centrul cartierelor și mai târziu, care erau liniștite, puțin întunecate, puțin, cum am fost întrebată, pisica pe stradă, mușcatele de la o fereastră și mai departe, dar aici vedem centrul 48. Ok, trece Robert Capa, trece vremea, trece anul 48, intrăm în 49, Ierusalimul rămâne cum rămâne, un oraș mic restrâns, este declarat capitala Israelului, este capitala Israelului până în ziua de azi, vreți sau nu vreți, este. Ok, spuneți domnul Ioanis, că eu... Dar în acest timp, între 49 și 67, cunoaștem un Ierusalim mic, mic, cu atmosferă puțin, viața importantă, economică, culturală, turistică chiar, se dezvoltă la Tel Aviv. Ca și astăzi, Tel Avivul înflorește, a început să înflorească deja din 1945, dar acești, am menționat aici câteva persoane, Marlin Shamir, Fritz Schlesinger, Werner Braun, David Rubinger, fotograf Werner Braun, au decedat în afară, Miha Baram, născut în 30, toți ăștia născuți cam în anii 20-30, Werner Braun, a murit de Crăciun acum, Werner Braun, exact la vârsta de 100 de ani. Fotografia până făcea schi, până la 90 ceva de ani, au venit ăștia toți, toți ăștia, inclusiv Miha Baram, Miha Baram locuiește la Tel Aviv, dar a colindat foarte mult Ierusalimul și aici, poate că am scris într-o versiune a anii nașterilor, dar nu contează, au venit din Germania. Toți ăștia de origine germană. Deodată vedem un val de fotografi israelieni, da, de origine germană, adică evrei, din Germania, care au fugit în 33-34, au reușit să fugă și să ajungă să se salveze și au creat o imagine foarte puternică a fotojurnalismului din Israel și în special la Ierusalim. Aici, de pildă, Marli Shamiri, e o doamnă, care fotografiază în 1949 prima zi a independenței. Și am ales această fotografie pentru a arăta. Ea fotografiază publicul din spate. Din spate, că nu se bagă, că o interesează multitudinea, mulțimea. Mulți fotografi au ales, cu toate că era un stat, încă nu era un milion în 49, încă erau 600 de mii de locuitori. Dar există foarte multe fotografii cu multă lume, demonstrații diferite, tot felul. Și aici e ziua independenței, prima zi, la Ierusalim, oriunde vedeți oameni, e grozav. Oameni aici, oameni acolo și sigur, cu copii, cu cărucioarele, cu bicicletele, cu orice un fi, vine și Marlin Shamir, era tânără, orașul evreiesc. Orașul care în 50, avansă puțin, Schlesinger, asta este în 50 încă, e Rosner, noua clădirile sau locurile care se creează pentru noi imigranți. Orașul crește și sunt cartiere și cartiere. Pentru noi imigranți, mici case, cum le zici, Mabara? Barăci, nu, dar sunt cartiere de barăci. Cartiere de barăci. Aici sunt cartiere care intră, populația evreiască intră în unele locuri evacuate de arabi. Au fost evacuați, unii au fugit, au fost scoși, au fost alungați, etc., etc. Intrarea unei noi populații. Despre asta este vorba în aceste imagini. Și uitați acele mici străduțe liniștite, fotografii Rosner sau alții, Schlesinger, mă rog, fotografi localnici care fotografiază micile străduțe, străduțele ierusalimite care apar, aceste străduțe, pentru neric, puțin pe ploaie, așa atmosfera aceasta misterioasă, care este Ierusalimul, apar de jos, am luat aici ceva de jos, la nivelul străzii, și de sus, de la o fereastră înaltă, care ne arată această atmosferă care, cum am spus înainte, apare în multe publicații în literatură. La Mosoz foarte mult, la Shaya Gnom și pe Iosef Agnon. Și sigur la alții, dar pe aceștia îi cunoașteți. Mosoz e tradus total la aici. Alt fotograf, Ruben Milon, pe care nu l-am menționat, dar tot așa, atmosfera anilor 50, micul lăptar pe stradă, atmosfera de ceață, Ierusalim este înalt la un nivel de 1000 de metri, ci ceața Ierusalimului, micii
viața localnică este documentată și în mod artistic. Primăria orașului Ierusalim menține o arhivă imensă de fotografi care au lucrat special pentru oraș. Și fotografiile acestea sunt puse la dispoziția publicului cu o anumită ușurință. Fotograful acesta e un domn în 80 de ani ceva, e prieten, coleg, e bine mersi. Marli Shamir. Marli Shamir, eu am ales această fotografie să vă arăt ce însemna unele cartiere împărțite în două, divizate. Trece un zid de apărare, nu este împărțirea, partea cealaltă nu e granița. E zid de apărare într-un cartier, e aproape de zidul cetății, aproape de poarta Iafo, se numește acest loc Mamila, astăzi nu mai există acest zid. Dar Marli Shamir își alege fotografia de Ierusalim, își alege teme abstracte. Deja începe această fotografie grafică. Grafica ne interesează și nu numai bisericile sau locurile sau geografia. De-aia v-am spus că merg aici în expunerea aceasta și pe anumite tematici diferite. Rubinger, un mare fotograf de presă, a decedat acum 3 ani, David Rubinger, o poveste fantastică. E o mănăstire, Notre Dame, era la granița între Israel și Iordania, acum nu mai e granița acolo, dar o călugăriță la geam și-a pierdut dinții. Și a primit permis special, că era granița acolo, a primit permis special de la armata iordaneză, dar și fotograful să caute și până la urmă, la bun sfârșit, a găsit dinții. Și asta e o fotografie, asta e. El, acest fotograf, lucra și pentru presa internațională, a apărut această poveste în Time Magazine, deci și fotograf care scot afară poveștile, ca să câte ori era necesar să se arate și o bună înțelegere între părțile respective, chiar a fost o bună înțelegere până în 67. Tot așa, o mare realizare ierusalimită și fotografică, Alfred Bernheim, despre care v-am spus înainte, tot venit din Germania, fotograf de arhitectură. Asta este Spitalul Hadassah, o mare, o clădire impozantă care se află printre munți. De altfel, aceste peisaje cu clădiri sau cu terasele muntoase, terasele nu sunt împădurite, sau sunt plantate plante mici. Între timp au mai crescut, că au plantat acolo braz, au mai crescut, dar natural erau destul de pietroase și aceste coline, aceste dunde, aceste terase reprezintă și o atragere pentru pictori. Unii pictori au pictat aceste peisaje, cum ar fi, nu este deșertul, este către mare, către Occident, către Tel Aviv, drumul care merge spre mare. Nu este chiar uscat, nu e uscăcios această zonă, dar interesante sunt terasele sau, bineînțeles, clădirea, vedeți și arhitectul, nu știu arhitectul, dar și clădirea urmărește liniile, topografia locului și ce îl interesează pe fotografii este și topografia, bineînțeles. Alți fotografi după 1967. După 1967 e marea explozie a bucuriei, a cuceririi, a Ierusalimului modern. Din 67 am făcut puncte, 2017. Toți aceștia au lucrat, numele care le-am pomenit înainte, deci aici am pus anii lor, Miha Baram și așa mai departe, vedeți cine nu mai e, Miha Baram, David Rubinger, Miha Baram, Alex Levac, acești trei, cei mai mari, au primit cea mai înaltă onoare a Israelului, se cheamă Premiul Israel pentru fotografie, se dă în Israel din an în an, e diferență de 10 ani între ei și au primit marea distinție pentru că au contribuit foarte mult la crearea unei imagini a Ierusalimului. Deci să vedem imaginile din această epocă. Sigur, în 1967, imagine foarte bine cunoscută, a apărut în zeci și zeci, dacă nu mii de publicații, David Rubinger, sunt parașutiștii care au cucerit orașul lângă zidul plăgerii. Dar totodată, David Rubinger, fotografia asta a fost, ca și cum el n-a mai avut dreptul de autor asupra ei, a devenit chiar o fotografie iconică a Israelului, a Ierusalimului, cucerirea și deschiderea porților. Dar în același timp, o tânără fotografă, Aliza Auerbach,
am pomenit numele înainte, fotografiază și această imagine a soldatului care este cu fata îndrăgostiți, tineri îndrăgostiți, nu numai imaginea soldatului, dar avem și imaginea asta feminină, dulceagă, de viață normală, de dragoste și de familie și de iubire și de viață, de fapt. Avem armata, dar avem și viața. Avem, uitați aici, amestecul Miha Baram, fotograful Miha Baram în 67, chiar așa, în același timp, este foarte exprimarea unui, cum spun, amestecul între religii. Sunt religioși și ultra-ortodoși care se amestecă de Paște, ceva pe drumul crucii. Amestecul și aglomerația pe drumurile, din nou, nu v-am spus că în acei ani, până în 67, din 49 până în 67, nici măcar nu a existat turism. Că cine se ducea să vadă, să vadă străduțele sau să vadă cetățile, cine se ducea în Iordanie? Foarte puțin. Pelerini, dacă mai erau, erau, dar turismul în general nu prea își căuta drumul sau porțile spre Iordania, când din 67 și turismul a revenit în străzile vechi ale Ierusalimului, tot felul de lume, tot felul de pelerini, la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit, îi vedeți, și fotografiile seamănă, câteodată eu le încurc, ăsta este Alex Levac, celălalt era Miha Baram, au mers împreună, imaginea, vedeți aici și duc crucea, dar o femeie, o arăbaică și copilul cu o capră. Ăsta e Ierusalimul, de fapt, dacă mă întrebați. Dar și religioșii, este un eveniment, evrei religioși, copii mici, care au terminat un capitol să învețe din Tora. Au terminat capitolul respectiv și fac o serbare, serbarea unui capitol. Drumurile pe stradă, multitudinea, învățătura evreiască, copiii care se uită și învață asta, copiii mici, încă o lume veche, ca pe modă veche, de copii care învață învățătura talmudică în școlile lor speciale. Au un trai special, au cartierele lor închise. Aici, o înmormântare a cuiva. O înmormântare în Burzeala, fotografiile astea se repetă, pot să vă zic că poate și ele au putut fi făcute. Și aici, doi fotografi deosebiți, diferiți, nu aceeași persoană, Miha Baram, 1967, Alex Levac, după vreo 10 ani, altcineva. Levac? Nu. Miha Baram, 1965, că nu e în orașul vechi, undeva în orașul nou al Ierusalimului. Foarte tipic este și ideea de a întinge rufe între case. Rufele întinse, omul evreu religios cu găina e înainte de zilele noastre de sărbătoare, Yom Kippur, ziua ispășirii. Și aici, după mulți ani, 1996, 30 de ani, cam așa, de aceste două fotografii, nu e același. Eu credeam că au mers ăștia împreună, că îi cunosc, sunt prieteni, nu. Și aceeași tematică, Werner Braun, o fotografie, tot în cadrul religioșilor, un fotograf de stradă, în anii 80, așa ceva, se fotografiază și ei. La religioși există, aici o altă temă, există o interzicere a îți crea un chip. Dar totuși ai nevoie de o fotografie pentru carte de identitate și așa mai departe. Scena asta mică de stradă care poate fi făcută oriunde, poate fi realizată nu numai în Ierusalim, dar este Ierusalim. Ierusalim, fotografii noi, aceștia, Miha, aici este Miha Baram, așa, da, Miha Baram și Alex Levac își caută o tematică. Aici este vorba de în ziua independenței, ca și oriunde, ca și oriunde, carne la grătar, într-un parc, vedeți oamenii ies la plimbare, dar sigur este interesat, nu este același, e Miha Baram, tematica pistolului, căuta cine și unde poartă pistolul. Un cuplu de amorezați, pistolul interesează pe ea mai mult poate decât putea să pui mâna ceva mai jos. Steagul, tot așa la Ierusalim, fotografii aceștia care au primit premiile de stat pentru că au tematică puțin ironică, puțin artistică, puțin ajunge în lume, puțin fotojurnalistă, pe străzile Ierusalimului. N-avem noi, nu ne rușine să acoperim fața polițistului care cântă la un eveniment, își acoperă cu steagul.
unde apare steagul, o temă care apare și în fotografia americană. Și aici ajungem la stepe ebraică, vă spun, Teddy Kollek a fost primarul Ierusalimului pentru mulți ani de zile, din anii 60, din 67 până cel puțin 20 de ani, a fost foarte iubit și chiar eu am avut ocazia să-i iau un interviu târziu, la bătrânețe, în anii, la începutul, în 89, așa ceva, când făceam lucrarea de masterat și l-am interogat care este atitudinea lui față de fotografie și l-am întrebat ce ar trebui noi să arătăm în imagini. Aici, în fotografia aceasta, el își face reclamă pentru alegeri. Zice aici pe ebraică, să puneți două bilete, unul pentru mine și unul pentru partidul meu. Și își face singur reclamă în Teddy Kollek, în ce an e? În 68, cred, alegerile. Dar după 30 de ani l-am întrebat care este imaginea dorită a Ierusalimului. Era bătrân, deja destul de ramolit și zice, m-a primit interviu și zice, da, imaginea Ierusalimului, trebuie să arătăm totul. A început și bisericile, și școlile, și spitalele, și universitatea, și studenții, și bătrânii. Nu există. Și am țin minte fraza asta de la el, ca întotdeauna, nu există o singură imagine a Ierusalimului. Mă întrebați care, eu vă zic, dacă vreți o singură imagine, bravo, din satelit. Pentru că sunt atâtea și atâtea imagini, nu se poate vorbi de o singură imagine. Miha Baran fotografiază arabii lângă un zid, este piața de vite, la piața de vite, ne amestecăm cu ei. Aliza Urbach fotografiază într-o zi de vineri, femeile arăboacele care vin cu copii, îmbrăcate frumos, se duc spre moschee. Aici e o demonstrație, Rubinger va fotografia demonstrația arabilor împotriva clădirii unui cartier evresc nou. Deci, trăim împreună, ne luptăm, dacă nu aruncăm cu pietrele, încă e bine, încă e bine. E foarte interesant punctul de vedere turistic, adică vin turiștii, ăsta e un loc de turiști. Vin aici, plătesc nu știu cât, se urcă pe cămilă pentru o fotografie, dar vedeți, Alex Levac își caută ceva umoristic, un copil cu bicicleta trece pe cămilă. Și cam asta este, într-un loc unde se opresc autobuzele, se cheamă Photo Opportunity. Photo Opportunity, ok, ai cămilă. Photo Opportunity, sigur, așa arată zidul plângerii astăzi, la unele adunări religioase, care nu contează acum ce este, dar zidul plângerii este o zonă foarte mare, întinsă, liberă, și se adună, populația religioasă se adună acolo. Ăsta este Ierusalimul din 1800, cât o fi. Aliza Orbach va fotografia lângă zidul plângerii emigranții etiopieni. Deci sunt etiopienii care vin. Aici vedeți bilețelele. Cine nu pune bilețele? Aici știți ce e? Rubinger a reconstituit fotografia aceea cu parașutiștii după vreo 50 de ani. Sunt aceiași, nu 50, mai puțin. Sunt aceiași parașutiști după foarte mulți ani. Băieții care aveau atunci 18 ani, ba da, aproape după 50 de ani. Dacă avea asta 18 ani, cam nu rețin numele lor. Ăștia sunt băieții de atunci, i-a adus. Ok. 2000, Rubinger va fotografia papa când a ajuns la zidul plângerii, cu diferite sânturi care poate mereu se duc la zidul plângerii. Avem bilețelele puse acolo, o mână și-a luat un detaliu, bilețelele către Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă cu ele? M-am întrebat, că e rușine, dar asta e fotografii din arhivele orașului. Așa că, da, se curăță, da? Se curăță la zidul plângerii. Acum, la Sfântul Mormânt și acolo se pun bilețele. Am făcut fotografia mea, o cunoștință, m-am dus cu fata aceasta și acolo se depun bilețele. Cred că au aceeași direcție. Nu știu, ajung. Eu cred altceva, nu-i frumos. Cred că Dumnezeu întâi citește cuvintele și după aia se poate arunca hârtia. Deci, bine, așa să-i liniștim. Poftiți? Am citit. Păi, nedevăr. Ok, tot așa, religios, și aici fotograful acesta l-am pus, e altcineva, complet altcineva, e unul, Emil Salomon, dar l-am adăugat fotografia asta ca să vă arăt
conflictele, e vorba de conflictele, aici o luptă înverșunată a religioșilor împotriva încălcării șabatului, ziua de sâmbătă. E vorba să se, aici e vorba de un parking, să se deschidă undeva un parking și să fie deschis tot timpul. Și ăștia se luptă și demonstrează și până la bătaie să nu se deschidă acest parking, care până la urmă l-am deschis. Lângă poarta Iafo e vorba de Carta, se cheamă, parking Carta. Dar aici am fotografia asta, o folosesc ca să arăt ce înseamnă Ierusalim, dar nu numai. O folosesc câteodată în cursurile mele despre limbajul fotografic. Cine poate să vadă un cap așa de jos decât un fotograf care se apleacă jos de tot, de la nivelul pantofilor? Și nu e vorba aici de... Nu e vorba că e maltratat un evreu religios, nici măcar. Și nu e vorba, înțelegeți, de cum să spunem, de antisemitism sau de alte probleme, ci pur și simplu e conflictul între cei care vor și cei nu vor unele evenimente. Și se întâmplă și ei fac asta câteodată din adins. Se dau pe jos, nu știu ce, ca să arate cât de mult se luptă pentru religia lor. Lupta pentru religie, de fapt, cam asta ar fi. Un copil oarecare, Rubinger, își găsește o figură de o fetiță oarecare pe scările din orașul vechi, o fetiță oarecare, dar avem și viața de zi cu zi. Iarăși poarta ia, vă vedeți, loc unde avem un turnir de bicicliști, un maraton, piața la Ierusalim, viața cotidiană, care este foarte, aceste puncte le-am adus aici ca să vă arăt ce atrage fotografic. Când vorbim de locuri de exprimare, ești atras de aceste locuri. Sigur, zăpada, așa cum am spus, în centrul orașului, fotografii fantastice, foarte frumoase. Avem două, trei zile, nu mai mult. Dar zăpada, turnul David, care este lângă cetate, religiosul lângă zăpadă, o bătrână într-un drum așa închis. Nu contează aici geografia, unde și ce, dar atmosfera aceasta de iarnă, de frig, de tramvai în oraș, nu e București. Aliza Orbach, o fotografă extraordinar de interesantă, într-un punct oarecare o pictoriță, un bătrân din fotografiile acelea vechi, același loc, vedeți? Unde a fost fotografiat în 1870, cam așa, muntele templului, același loc, trece un bătrânel, Aliza Orbach se duce acolo pentru că o interesează și pe ea zăpada și cetatea. Și pe mine m-a interesat, am fotografiat de pe muntele Scopus, de la o fereastră a universității, tot așa, muntele și Ierusalimul de aur. Ierusalimul de aur pentru că cupola este aurită. Fotografie aeriană a unui fotograf, stați asta, știu ce, e Werner Braun, fotografie aeriană, dar de jos, luată de jos, același loc, în aceeași direcție, dar aici din partea orașului vechi, orașul evreiesc, crescut în coace, a crescut în partea aceasta, a crescut în partea aceasta, întotdeauna impozant este orașul cuprins între cetăți, între ziduri. O companie de fotografie aeriană, Albatros, care a fost întrebată din nou, care este Ierusalimul? Acesta sau acesta? Asta este Casa Parlamentului, partea de Orient, partea de Occident a Ierusalimului. Rubinger va fotografia, tot așa este Casa Parlamentului, cu un aparat, cu un teleobiectiv foarte important, o fotografie care a ajuns în lume și a câștigat foarte multe premii, Luna, pur și simplu, a zis, a țipat, a stat pe terasă. Țin minte, a dat un interviu undeva, într-un film apare, zice, stăteam pe terasă și am țipat repede, am chemat-o pe nevastă mea, adu repede aparatul, văd Luna, să nu-i... Și-a prins Luna și-a primit multe premii, măcar dacă a trăit până la 100 de ani, tot e frumos. Și, vedeți, o pată galbenă, oarecare, eu am fotografiat pe terasa casei familiei mele, o stropitoare. Cotidianul la Ierusalimul de piatră, Cotidianul la Ierusalimul de pară și Alex Levac, care ne aduce, care a fotografiat bicicleta sub cămilă, ne aduce foarte mult în atenție, cum să spun, diferența între realitate și ficțiune.
Adică nu e clar dacă e trei dimensiuni, două dimensiuni. Vedeți? E un afiș oarecare într-un pasaj și fotografia nu contează, era Ierusalim sau oriunde o fi, dar este, scrie Ierusalim, am publicat-o, e un cotidian care îi publică fotografia lui așa ca o pagină separată și scrie Alex Levac, secolul 21, ce înseamnă? Aceste două scaune mi-au tras mie atenția. Formidabil. Și persoanele fotografiate, e un afiș oarecare într-un pasaj, nu mai știi ce și cum, imaginea Ierusalimului a devenit puțin abstractă și mai puțin turistică, mai puțin clară. Și aici vă spun, pe ebraică noi spunem, e de fapt o binecuvântare, la anul la Ierusalim, la anul viitor să veniți la Ierusalim. Și vă mulțumesc! Acum suntem 9 milioane. 9. Nu. Ierusalimul 1 milion. Dar tot Israelul sunt 9 milioane împreună cu populația arabească. Da, cam 1 milion. Și pe arabe tot 1 milion. Cât are Bucureștiul? 2 milioane sau 3? 2. Neolog. De ce există și la creștini tot felul? Da, și neurologi, pentru că neurologi au făcut o reformă, adică femeile și bărbații împreună. Da, sigur că da. Nu. La evrei, cuvântul ortodox înseamnă că e foarte strict de religie, profund. Și reform sunt tot felul de diversități, dar reform, de pildă, au băgat cor, au băgat muzică, au schimbat unele texte și au dat voie femei și bărbați în același spațiu. Da. Și au făcut mai ornamentat, mai frumos. Da? Și la ortodox e mai rigid, mai strict și o strictă despărțire între femei și bărbați, fără muzică, fără cor. Înțelegeți? Există aici templul coral al Bucureștiului. Nu e neoloc, dar e puțin, e ortodox, dar totuși templul coral au reușit să bage cândva cor, muzică. Și ca să fie mai modern, mai apropiat de lumea de secolul 20, cam așa. Da. Sunt. La expunerea mea cât am putut o culegere și pe teme, și pe epoci, și pe fotograf. Dar sunt arhive, sunt arhivele publice din Israel, unele chiar sunt online, dar cea mai mare arhivă publică, cea mai fantastică, Library of Congress. Așa, și apoi în Anglia, colecția regală va de noi, că nu e accesibil, numai așa mi-a dat, dar este accesibil de Ministry of War, au Ministerul de Război în Anglia, și în Israel sunt accesibile la biserici, bineînțeles că sunt accesibile, fiecare cu ale lui. Nu sunt legate între ele, dar da, nu sunt secrete și pentru că sunt multe din... Personale, da, dar să știți că e greu că trebuie, eu lucrez la aceste lucruri, chiar nu reușesc să fac altceva decât astea. Și nu sunt specialist în fotografia Ierusalimului, nu. Adică n-am făcut eu cercetare, am pregătit, n-am scris despre asta, nu pot să scriu acum că e. Și pentru că este și un subiect mult prea mare. I-am luat 100 și câți ani.
Mulțumesc. Ia, dar...